Campania națională Bărbați Adevărați urmărește diminuarea violenței în familie. Detașarea de trendul victimizării femeii, întâlnit frecvent în astfel de campanii, este unul din principiile inovatoare pe care este gândită noua cruciadă antiviolență. Proiectul este gândit ca un stimul pentru bărbați de a-și îmbunătăți comportamentul familial. Am dorit să mergem într-un trend care nu a mai fost abordat până acum. Au mai fost campanii și mai sunt campanii chiar în perioada aceasta prin care practic se scoate foarte mult în față ideea de durere, se merge pe victimizare cu impactul pe care îl vor avea, cu siguranță și îl au. Însă noi am vrut să mergem complementar și să vorbim despre frumos, să vorbim despre ceea ce merită apreciat. Dacă se vorbește peste tot bărbați agresivi, peste tot bărbați agresivi, parcă nu mai sunt bărbații aceia care să fie adevărați, noi am venit și am spus prin campania și vom spune prin campania aceasta exact acest lucru. Bărbații adevărați există. Bărbații adevărați nu sunt, în ghilimele, iertați-mi cuvântul, o specie pe cale de dispariție. Nu. Sunt lângă noi, doar trebuie văzuți și dacă sunt văzuți, trebuie și apreciați. Vrem ca această campanie să aibă impact puternic, în mod special în sânul familiilor în care sunt astfel de bărbați adevărați. Violența domestică are repercusiuni mult mai grave asupra celor mai tineri membri ai familiei. Unii dintre tinerii care provin din astfel de familii găsesc refugiu în consumul de droguri și alcool. Alții preiau ca model comportamental apucăturile părinților. Avem, în momentul de față, ne confruntăm cu probleme ale tinerilor care vin din familii dezminate, au probleme cu consumul, după cum știți, de 6 ani pe piața românească au pătruns acele substanțe cu efect psihoactiv, acele etnobotanice, este într-o continuă creștere la nivel național, vorbim de un consum ocazional, unde nu putem avea o situație exactă. Majoritatea consumatorilor și majoritatea tinerilor care consumă ocazional vin din astfel de familii, provin din astfel de familii, văzând acasă acea violență, ei deja sunt dezorientați, nu văd un climat sănătos, nu văd o educație. Simbolul campaniei este un fular de culoare albastru regal. Poate fi oferit ca simbol al respectului și al aprecierii față de cei apropiați.